Vremea frumoasă de început de iarnă ar putea aduce mulți spectatori pe stadioanele județului sâmbătă 14 noiembrie, când este programată a 11-a etapă în campionatul județean al diviziei a 4-a fotbalistice. După 10 etape previzibile, în care Dunărea Giurgiu și Arsenal Malo au făcut de câteva ori schimb în clasament numai datorită golaverajului, nimic imprevizibil nu pare că se poate întâmpla până la meciul direct din retur dintre cele două formații fruntașe. În etapa de sâmbătă, Dunărea joacă în deplasare la Vedea, echipă ce a început slab campionatul și atârnă în spatele acestuia, pe penultimul loc. Un meci mai echilibrat se anunță la Mihai Bravu, ocupant al locului 4 în clasament, care întâlnește liderul Arsenal Malu cu dorința de a lua cel puțin un punct și a se desprinde în acest fel de Unirea Izvoarele. Asta numai dacă izvoarenii, care acum sunt pe locul 3, ar putea pierde la Oinacu, echipa aflată puțin sub mijlocul clasamentului. Iată toate partidele etapei. Înainte acestei partide am solicitat părerea managerului echipei Arsenal Malu cu privire la formațiile care ar putea încurca planurile mălurenilor. După cum arată și clasamentul în momentul ăsta și forma echipelor, cred că Unirea Izvoarele și CSM Dunărea Giurgiu sunt principalele noastre contracandidate la calificare la play-off. Arsenal Malu a avut un parcurs foarte bun în campionatul trecut și și-a dorit să meargă în Liga a 3-a. Sezonul acesta mălurenii au aceleași ambiții, dacă se poate și cupa și campionatul, apoi răzbunarea pentru eșecul spre Liga Superioară. Sunteți pregătiți pentru Liga a 3-a la ora actuală? Da, bineînțeles, am fost pregătiți și anul trecut, numai că spre ghinionul nostru am picat cu echipa din voluntari, care a folosit jucători de la prima echipă și a fost foarte greu să ajungem să ne calificăm. Mult succes din partea noastră! Mulțumesc și eu! Campionatul fotbalistic al Ligii Prieteniei Giurgiu a programat aseară pe stadionul La Balon de pe șoseaua Prieteniei prima manșă din etapa a doua competițională. 4 partide au fost disputate una după alta, la interval de o oră, dovedindu-se încă de la început o manșă încărcată de hotărâre și efort, fiecare partidă fiind foarte disputată. Prima întâlnire a pus față în față o echipă foarte tânără, ASEA Viitorul, cu energia Remuș, o partidă derulată în viteză și pe alocuri tensionată, dar fotbalul per ansamblu a fost unul de calitate, iar în final cei mai tineri au învins. Energia Remuș, ASEA Viitorul 2-4 și turneul merge mai departe. Da, ne bucurăm că am reușit să câștigăm și împotriva Remușului, o echipă bătrână, experimentată, care a știut să așeze pe teren. Noi, un grup de copii, cât de când ne mișcăm și noi, ne place ce facem și ne bucurăm că am câștigat în această seară. Poate vă place prea mult, am văzut că v-ați și certat la un moment dat între voi, nu mai vorbesc de jocul puțin mai tare și al adversarilor și al vostru. Da, eu țin foarte mult la jucătorii mei să nu ia cartonașe galbe cum s-au luat și, de exemplu, cartonașul roșu care m-a exasperat destul de mult. M-am supărat pe ei, dar e bine că am câștigat până la urmă. Și ultima întrebare, unde vă opriți la această competiție? Sperăm că în final. Un meci foarte bun, am văzut mai multe meciuri de la această competiție și mi s-a părut unul dintre cele mai bune meciuri care s-au disputat în cadrul acestei competiții. Ce ambiție aveți cu echipa voastră? O ambiție, să câștigăm fiecare meci la care luăm parte. Asta e important. Participăm, facem mișcare și acum că s-a întâmplat să pierdem, asta este. Data viitoare să ne luăm revanș. Pe ansamblu, cum vi se pare competiția? Un lucru foarte bun. Da, și așteptăm nerăbdători săptămână de săptămână, așteptăm fiecare etapă, așteptăm să venim să ne prezentăm și să jucăm, să încercăm să câștigăm fiecare meci. E mai ușor la fotbal în sală decât cel adevărat, să spun? Nu, este mai greu. Este mai greu, un efort fizic mult mai mare, dar încercăm să facem față pe ambele planuri. Chiar dacă v-a lipsit Dan Rotaru, ați avut un portar bun astăzi, nu putem să reproșăm înfrângerea voastră portar. Da, într-adevăr, îl avem pe Cristi, e bine să avem doi portari, pentru că lui Dan nu i-a permis serviciu să fie alături de noi în seara asta, poate săptămâna viitoare o să-l avem cu noi și sunt convins că săptămâna viitoare o să câștigăm.
Tot joi s-a mai disputat partida care a pus față în față formațiile Prietenii și TNL Giurgiu, o partidă de asemenea disputată, dar la capătul căreia tinerii liberali au trebuit să se recunoască învinși cu 7-3. Și tot în cadrul mașii întâi din etapa a doua a campionatului s-au mai disputat partidele dintre Liga Prieteniei și Forest Bicu, 4-4, iar seara a fost încheiată cu întâlnirea dintre SNLP și Los Angeles, scor final 4-0. Următoarea manșă se va desfășura luni, 16 noiembrie, cu începere de la orele 20. De altfel, organizatorul competiției, Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu, a stabilit pentru întreaga durată a competiției următorul program, cu începerea primei partide din fiecare manșă, luni începând cu ora 20 și joi începând cu ora 17. Peste aproximativ o jumătate de oră, pe stadionul oficial al clubului Astra, Marin Anastasovici, va începe partida internațională de fotbal dintre selecționata de tineret a României și cea similară a Danemarcei. Partida contează pentru campania de calificare la campionatul european Under-21 din 2017. Pentru această întâlnire, organizatorii au pus la vânzare biletele de acces începând de joi, în două locații din oraș, respectiv la casele de bilete din Piața Centrală și Bulevardul Constantin Brâncoveanul. Cei care nu au bilet, dar vor să intre pe stadion, mai pot încă procura tichete de la caseria din apropierea Sălicionsei Hardy. Chiar dacă organizatorii partidei au stabilit prețuri mici pentru biletele de acces, 5 lei pentru peluze și 10 lei pentru tribuna întâi, giurgiuvenii nu s-au arătat prea încântați de această partidă, așa că la casele de bilete a fost liniște. În preliminariile Euro 2017, România face parte din grupa 5-a, alături de Bulgaria, Țara Galilor, Danemarca, Luxemburg și Armenia. Câștigătoarea grupei se va califica direct la turneul final, iar cele mai bune 4 din 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off pentru a decide ultimele două selecționate, care vor merge la Euro 2017 în Polonia.